Artistul a preferat să își țină viața privată departe de ochii lumii, însă a vorbit acum ceva timp despre motivul pentru care nu are copii. Acesta povestea că a vorbit cu soția sa despre acest subiect și că au ajuns la concluzia că aceasta nu trebuie să strice corpul. Ei fuseseră căsătoriți timp de 16 ani. Sincer, nu cred că un copil ar fi schimbat ceva. Mie nu mi-au plăcut niciodată copiii. Am avut odată o discuție cu soția mea și am ajuns la concluzia că e mai bine așa, că nu trebuie să strice corpul. Eu le-am cam făcut pe toate, dar dacă s-a întâmplat să n-am un urmaș, că asta este, nu sunt singurul. Sunt oameni mari, conducători de state care nu au urmași. Asta nu este un capăt de țară, am destui nepoți care sunt aproape de mine. Cine e aproape de mine, mă iubește și mă respectă, are toată dragostea mea. Cine nu, la revedere. A spus artistul în urmă cu ceva timp. Din moment ce acesta nu este căsătorit și nu are nici copii, cel mai probabil averea va fi lăsată nepoților. În cazul în care nu își făcuse testamentul, averea ar urma să se împartă după cum spune legea. Ordinea împărțirii averii este soțul supraviețuitor și rudele defunctului și anume descendenților, ascendenților și colateralilor acestuia după caz. Descendenții și ascendenții au vocație la moștenire indiferent de gradul de rudenie cu defunctul, iar colateralii numai până la gradul al patrulea inclusiv. Legat de averea acestuia, se spune că a fost unul dintre cei mai bogați cântăreți de muzică populară. În cadrul unui interviu, artistul dezvăluia faptul că prin anii 1990 încasa sume considerabile de bani, dar și alte bunuri de valoare după ce susținea concerte. Un român din Italia chiar îl recompensase la vremea respectivă cu o mașină și anume un Opel Calibra. An la rând, Petrică Mâțu Stoian avea câștiguri mari din muzică, pasiune pentru care și-a dedicat cea mai mare parte din viață. Artistul a plecat de jos și prin forțe proprii a reușit să se ridice și să aibă o viață exact așa cum își dorea. S-a câștigat foarte bine în perioada când s-au dat ordonanțele acelea la mineri, între anii 85 și 96. Pe vremea aceea, un interpret bun câștiga și 15 milioane de lei vechi într-o seară. Acum nu mai e așa. Facem bani cât să trăim decent. În urmă cu aproximativ 20 de ani, am primit o mașină de fițe, un Opel Calibra, de la un domn cu dare de mână din Italia. Căruia îi cântasem de ziua sa melodia "De păstran ce-am câștigat, azi eram cel mai bogat". Tot ce mi-am dorit cu adevărat am primit. Am și o melodie care sună așa: Doamne, în viață-s mulțumit că mi-ai dat ce mi-am dorit. Eu am dobândit totul prin muncă, nimeni nu mi-a dat un pai, doar educație am primit de la părinți, în rest nimic, mărturisea artistul. Era angajat din 1955 la ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului din Târgu Jiu. Repertoriul lui era compus din cântece folclorice de veselie, tradiții de nuntă sau de înmormântare și doine populare transmise din generație în generație. Onorariul lui Petrică Mâțu Stoian ajungea la 1100 euro pentru o cântare. Atunci când nu avea evenimente, marele artist se ocupa de afacerea din agricultură pe care o avea în Mehedinți alături de o nepoată. Cei doi cultivau căpșuni la Izverna pe un teren de 3000 de metri pătrați. Anul trecut, Petrică Mâțu Stoian își achiziționase un bolid de lux marca Mercedes pentru care artistul ar fi plătit numai puțin de 100.000 de euro. Este necesară mașina pentru un artist așa ca mine, iertați în lipsa de modestie, dar eu îmi petrec majoritatea timpului în mașină, a spus Petrică Mâțu Stoian la momentul respectiv. Acesta își mai cumpărase o casă în Craiova și o mai avea pe cea moștenită de la părinți din localitatea natală. Dacă vreți să vedeți mai multe imagini și să auziți mai multe detalii despre acest subiect, eu vă invit să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțelul de notificare.